Bună seara. Care ar fi concluziile dumneavoastră după acest meci? Din punctul meu de vedere, concluzia una singură. Ne-am prezentat cam târziu la joc. Am început jocul cu o repriză mai târziu. Meciul a început la ora 8 și noi l-am început la 9. Și la fotbal așa este. Când nu joci pe toată durata jocului, ai probleme. Sigur, am făcut multe greșeli, mai ales în prima repriză, pe momentul defensiv. Da, ăsta e fotbalul. A doua repriză a intrat echipa așa cum o cunoșteau suporterii, cel puțin. Da, dar nu e suficient, am spus. La fotbal trebuie să joci două reprize dacă vrei să... Mai ales când joci cu echipe care au calitate, știam cu toții ce înseamnă farul. Nu pot să spun că ne-au surprins, pentru că tot ce am pregătit în timpul săptămânii, pe aceste faze am fost surprinși. Ceea ce pentru mine deja e o mare problemă. Pe ce lucrez să fii... Nici nu știu cum să numesc asemenea lucruri. Dar asta este, nu avem ce face, mergem înainte. A fost penalti clar la Felipe? Eu aici nu mă pricep, nu vreau să vorbesc. Sigur, ar fi ușor să spun acum. Eu, într-o asemenea fază, aș fi fost curios dacă s-ar fi întâmplat în celălalt careu. Și nu s-ar fi dat penalti ce s-ar fi întâmplat. În rest, chiar nu vreau să comentez. Da, atâta timp cât îi sare și gheata din picior. Încă o dată, chiar nu vreau să comentez, pentru că eu am treaba mea, eu trebuie să antrenez echipa, nu să comentez arbitrajul. Prima repriză, totuși, ce s-a întâmplat? V-au explicat jucătorii? Am intrat mai târziu. Păi am pregătit toată săptămâna asemenea faze, știam foarte bine, deci nu este imposibil, nici nu știu ce cuvânt să găsesc ca să... Deci toți cei trei jucători, ca să spun așa, din avamposturi să marcheze gol. Toate pe o minge descoperită, deci minge descoperită, nimeni nu face presiune pe purtător, după care ne uităm la minge și adversarul pleacă, marchează din 6 metri, din 3 metri, din 2 metri, efectiv portarul nu mai are cum să intervină la asemenea fază.